Desfășurarea proiectului Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin implementarea planului de management al sitului Natura 2000 Valea Oltului Inferior se realizează de către APM Olt. A început în 2017 și se va încheia în iunie 2020. Proiectul are mai multe activități, printre care realizarea măsurilor pentru menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară pentru care a fost declarat aria naturală protejată. Activitățile proiectului sunt următoarele. A. Realizarea măsurilor pentru menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară pentru care a fost declarată aria naturală protejată. Prin. Asigurarea unor condiții optime de cuibărire pe durata implementării planului de management în scopul realizării unei stări de conservare favorabilă pentru speciile chiteriu din sit. Asigurarea unor condiții optime de hrănire pe durata implementării planului de management în scopul realizării unei stări de conservare favorabilă pentru speciile chiteriu din sit. Reducerea la minima mortalității directe cauzată de împușcare accidentală, coliziunea cu liniile electrice și înnecarea datorită plaselor de tip monofilament. Agenția pentru Protecția Mediului Olt dorește să depună două noi proiecte, reintroducerea dropii în câmpiile de vest și sud-vest ale României cu o valoare de aproape 5 milioane de euro și cel de-al doilea, măsuri de conservare a apei în solurile nisipoase din sudul României cu o valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Aceste proiecte se află în faza de încărcare a notei concept pe site-ul Comisiei Europene. Proiectul privind reintroducerea dropiei în câmpia Boianului, pasăre pe cale de dispariție în Europa și nu numai, are ca model un proiect din Ungaria. Este o specie pe cale de dispariție, cu greu se mai găsește în Europa și în Asia, iar pentru acest lucru am demarat, deja am fost și am văzut în Ungaria, în regiunea Sörvoș, unde este un parc natural care se numește Chioroș-Mureș, adică Criș-Mureș, unde cei din Ungaria au făcut acest proiect pe care vreau să-l fac eu în oglindă cu ei, adică reintroducerea acestei specii pe care de dispariție numită dropie în câmpia Boianului. Proiectul privind conservarea apei în solurile nisipoase face parte din strategia Agenției de împiedicare a deșertificării solului. În zona de sud a României există o problemă cu apa din sol. Acum câțiva ani s-au depus două proiecte care vizau plantarea de perdele forestiere de protecție în zona Urzica Ștefan cel Mare, stopându-se astfel fenomenul de deșertificare. Acum acea zonă este verde, iar perdelele respective au devenit păduri, creând astfel un microclimat prielnic pentru populația din zonă.